Mari iubitori ai creației netocmite, neîncepute, curate, sihaștri, porniți în căutarea păcii interioare, își alegeau cele mai pitorești locuri pentru retragere sau pentru ridicarea de lăcașuri sfinte. Despre cuviosul Nicodim, unul din începătorii monahismului românesc, în rânduiala actuală, se spune că în drumul său de la Athos spre Tismana s-a oprit acolo, unde apele Jiului sunt prinse în chingile muntelui, la răspântia provinciilor istorice Oltenia și Ardeal. Acolo a binecuvântat plaiul și a construit Parese, un lăcaș din lemn, hotar împotriva ofensivei catolice din veacul al XIV-lea. Lăcașul, în jurul căruia va lua ființă o vatră monahală cunoscută sub numele de Lainici, va purta peste veacuri amprenta duhovnicească a întemeietorului său, prin pleiada de mari personalități care s-au format și s-au nevoit aici: Irodion Ionescu, Visarion Toia și Calinic Caravan. Prima biserică a mănăstirii din secolul XIV, pe tipul Sfântul Nicodim, se spune în tradiție că s-ar fi distrus în timpul Imperiului Austro-Ungar, când Maria Tereza era împărăteasa acestui imperiu și când s-au distrus foarte multe mănăstiri și biserici în Transilvania. Granița Imperiului Austro-Ungar era la câțiva kilometri de mănăstirea Lainici și atunci biserica din secolul XIV s-ar fi distrus. Credincioșii din zonă îi spun mireasa din Defileu. E albă și frumos tocmită, în piatră de calcar, oglindindu-se în apele tulburi ale Jiului ce îi curge la poale. Rar întâlnești un loc atât de curat și de propriu rugăciunii. Poate și pentru că istoria Lavrei tăinuiește vocația martirului prin sacrificiile umane și pustiirile succesive la care a fost supusă. Primul război mondial, foarte multe lupte s-au dat pe această vale a Jiului. Timp de 3 ani de zile a fost o ocupație germană în această zonă. Efectiv, mănăstirea a fost distrusă complet, toate clădirile au fost arse, arhiva arsă, clopote topite în Germania, inclusiv călugări deportați în Germania. Biserica a transformat în grajd. De aceea, pur și simplu, a fost o pustiire totală, prorocită chiar de starețul Irodion Ionescu. Mănăstirea Lainici a avut 3 răstigniri și 3 învieri în aceeași măsură, după cum ne spune părintele stareț. De fiecare dată a renăscut din propriei cenușă. Forța Lainicilor vine din puterea duhului locului, a rugăciunii neîncetate și a curăției inimii monahilor care viețuiesc acolo și care duc mai departe tradiția Sfântului Nicodim, a cuviosului Irodion, dar și a atâtor neștiuți rugători din pustiul pădurii.